Procurorii moldoveni și francezi au percheziționat 3 imobile din Franța ale oligarhului Vlad Plahotniuc. La una din ele locuia o rudă a fostului lider democrat, care păstra în locuință 92.000 de euro, afirmă oamenii legii, fără să precizeze dacă e vorba de unul dintre fiii lui Vlad Plahotniuc. Fugar de ani buni va fi adus acasă sau nu Vladimir Plahotniuc? Am discutat cu deputații. Ce ne-au răspuns, vedeți imediat. S-au făcut câteva percheziții în Franța și am răsfăit mai multe știri anterioare, atunci când PASO nu era la putere, și PASO cumva bătea alarma și spunea că ANI-ul nu-și face bine treaba, că aceste vile au fost procurate din bani nu tocmai câștigați corect. Plahotniuc între timp a fugit peste hotare. Când, doamna Stamate, ajunge Plahotniuc în Republica Moldova? Asta nu mă întrebați pe mine, asta întrebați organele de drept. Fiindcă... Dumneavoastră ați contribuit cumva, contribuiți prin procesul legislativ la modificarea. Adevărat, noi am făcut tot ce am putut noi din perspectivă legislativă, pentru ca, de exemplu, el să poată fi cercetat în instanță în lipsă. Da? Deci dosarul lui se poate fi transmis în instanță chiar dacă el nu este în țară. Asta am putut să facem noi la nivel legislativ. La cât timp va fi adus în țară, când? Eu nu cred că această guvernare va realiza careva rezultate în acele dosare care erau. Va fi adus sau nu Plahotniuc acasă? Când? Păi evident că justiția trebuie să-și facă treaba. Există anumite dosare în instanță și noi cu toții cunoaștem că avem niște probleme în justiție, că judecătorii tergiversează anumite dosare. Bun, știu că procuratura a făcut niște acțiuni, apropo recent, în premieră a făcut niște percheziții la niște imobile ale lui Plahotniuc în Franța și evident eu cred și sper că Plahotniuc se va întoarce în țară doar în cătușă și va face pușcărie așa cum merită. Ați pomenit despre faptul că au fost făcute percheziții, am urmărit și noi în Franța la aceste vile luxoase. Mi-amintesc că chiar am deschis mai multe știri privitor la aceste vile, pentru că au fost anterior și investigații făcute de mai mulți jurnaliști. Atunci dumneavoastră foarte în pasul critica faptul că s-a îmbogățit ilicit și spuneați Republica Moldova fără Plahotniuc. Ce v-a reușit în acest sens? Da, Plahotniuc a fugit din țară și... E o realizare, evident, faptul că fugarii ăștia au ieșit din politică și au fugit. Ei sunt niște oligarhi fugari. Oamenii legii nu știu unde exact se află Vladimir Plahotniuc. Fostul lider al Partidului Democrat a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce democrații au cedat puterea. Atunci, în Parlament a fost creată o coaliție între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. După fuga lui Plahotniuc au fost deschise mai multe dosare penale. Între timp, Plahotniuc a fost inclus în mai multe liste de sancțiuni internaționale pentru faptul că a încercat să destabilizeze situația politică în Republica Moldova.